Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. După ce v-am prezentat o serie de obiective turistice din județul Suceava, ne-am îndreptat spre orașul Piatra Neamț pentru a vă prezenta și alte obiective turistice din județul Neamț. Aici ne-am cazat la Hotel Ayan, de unde vă prezentăm câteva imagini și care are o priveliște foarte frumoasă. Pot spune că ne-am simțit foarte bine aici, iar pentru această cazare am plătit 180 de lei pe noapte. În prima zi am fost la parada Festivalului Internațional de Folclor Ceahlău, de unde avem și noi un videoclip pe canal și al cărui link vi-l las în descriere. Apoi ne-am întors la hotel și din terasa balconului de la cazarea noastră am admirat muntele Petricica și lacul Bâtca Doamnei. A doua zi, după ce ne-am băut cafeaua de dimineață și am servit micul dejun, am plecat în căutarea obiectivelor turistice pe care le aveam stabilite. Iar primul obiectiv turistic pe care l-am vizitat a fost cetatea Neamțului din orașul Târgu Neamț. Pentru a ajunge aici, am parcurs 49 de kilometri. Și iată-ne în parcarea mare de pe strada stadionului, de unde se poate zări cetatea. Ca să găsiți ușor această parcare, scrieți în Google Maps parcare cetate.
De la baza colinei până la cetate, accesul este facilitat de o alee lungă de aproximativ jumătate de kilometru. Aceasta șerpuiește în mici serpentine prin pădure, unele porțiuni fiind destul de înclinate și totodată solicitante fizic pentru cei neobișnuiți cu efortul. Cu toate acestea, urcarea nu este atât de dificilă. De asemenea, puteți face scurte pauze pe parcurs pentru a vă îmbogăți informațiile, în special despre cultură în general. Asta pentru că pe toată aleea sunt instalate panouri informative. Avem ocazia de a afla informații despre Parcul Național Vânător Neamț, despre animalele și păsările ce trăiesc în pădurile din împrejurimi, despre plantele și arborii ce formează vegetația. Putem citi despre literatură și mai precis despre scriitorii care și-au făcut timp să scrie rânduri întregi pe hârtie despre această regiune și frumusețea ei.
Iată, ne ajungi la capătul urcării și de aici putem vedea zidurile cetății. Fața noastră, un grup masiv de preșcolari și elevi se îndreptau și ei spre vizitarea cetății. La momentul vizitei noastre, prețul unui bilet era de 24 de lei, pentru grupuri de aduși și studenți era de 12 lei, iar pentru preșcolari și elevi prețul era de 6 lei. Practic, intrarea în cetate începe de lângă casa de bilete, acolo unde se intră pe podul de acces, ce face legătura cu poarta principală. Intrarea pe pod este prevăzută cu un sistem de turnicheți. Construit pe vremea lui Ștefan cel Mare, podul are formă de arc și se sprijină pe 11 stâlpi de piatră de diferite înălțimi. La momentul construcției sale, între ultimul pilon și zidul cetății, exista o parte mobilă care, acționată de scripeți, se putea ridica la nevoie. Odată cu renovarea cetății s-a renunțat la acel segment mobil, astfel că în prezent întreg podul este fix.
După traversarea pasarelei, am intrat în curtea exterioară, formată și încadrată de cele patru bastioane și zidurile de legătură. Imediat cum am pășit în această curte, am și făcut o primă oprire pentru a vedea ceea ce cândva constituia capcana cu trapă. Toate acestea au fost construite la ordinul domnitorului Ștefan cel Mare pentru a spori capacitățile de apărare ale vechii cetăți. După ce am trecut de poartă, m-a cuprins un fior încercând să-mi imaginez câte atrocități s-au întâmplat aici, câți viteși au dat ultima suflare vărsându-și sângele pe zidurile cetății. Curtea interioară mi-a plăcut cum a fost amenajată și cum arată. Gazon, alei pavate cu piatră plus atracția principală și anume fântâna. Prima sală vizitată de noi a fost închisoarea, aflată pe latura de est, dar la demisol. Spatele gratiilor, manechine înlănțuite cu trupuri însângerate, lanțuri și șobolani completează decorul. Totul cu scopul să recreeze imaginea vechii închisori și condițiile extrem de crude la care erau expuși prizonerii.
Următoarea sală este monetăria. Aici, printre altele, ne sunt prezentate în texte și imagini informații despre unelte, materiale folosite și tehnica de realizare a monedelor. Aici sunt două vitrine unde sunt expuse monede și vase inscripționate, iar în alte două vitrine ne sunt prezentate replicile unor diverse monede medievale din aur. Apoi am intrat în camera de provizii dotată ca la carte cu diverse butoaie, putin, buchete de plante uscate și alte obiecte ce se regăsesc într-un astfel de loc. Am revenit în curte și am intrat în încăperea care găzduiește bucătăria. Ne-a impresionat soba cu patul de lângă ea, masa cu scaunele, vasele și alte obiecte specifice spațiilor de gătit.
Apoi am intrat în sala numită Lapidarium, o succesiune de trei săli aflate la demisol. Aici avem informații despre planul cetății Neamț. Chiar este reprezentat și un plan general. În această încăpere, pe lângă fragmente de piatră, există și o expoziție fotodocumentară ce prezintă orașele, dar mai ales fortificațiile Moldovei. Rând pe rând găsim informații despre cetatea Hotin, cetatea Suceava, cetatea Chilia și cetatea Albă. Iar în a treia sală găsim informații despre cetatea Soroca, cetatea Șcheia, cetatea Țețina și cetatea Nouă a Romanului. Curte, vedem o statuie cu domnitorul Ștefan cel Mare și o expoziție de desene intitulată Istoria văzută prin ochii copiilor.
Acum suntem la etaj în prima cameră numită Spațiu de locuit și unde este prezentată o expoziție temporară numită Ilustrație istorică, artă și știință. Iar din această cameră intrăm în altă cameră numită Neagra Temniță. Aici putem vedea acoperită de gratii o mică deschizătură în podea și o foarte mică parte din temniță. Temnița găzduia cândva trădători și diversi criminali periculoși, care și-au găsit sfârșitul prin foame, frig și întuneric, fără a fi executați. Următoarea sală găzduiește Paraclisul Sfântul Nicolae. În principiu, interiorul este unul tipic unui paraclis. Ar fi de remarcat cele două vitrine unde sunt expuse câteva obiecte și cărți bisericești, și nu în ultimul rând, stema Moldovei ce este încrustată pe scaune. Următoarea încăpere este tot un spațiu de locuit, dar care arată mai degrabă ca un balcon suspendat deasupra camerei de la nivelul inferior. Mai exact, este vorba despre camera pârcălabului, care deși este amplasată la nivelul curții, ușa de acces este blocată, astfel camera putându-se vedea doar de la nivelul superior. De aici am intrat în turnul de nord-est. În această încăpere, textele și imaginile de pe panourile informative sunt dedicate episodului Sobieschi și Românii.
Am revenit pe terasa de sud, de unde se poate admira în voie orașul Târgu Neamț și nu numai. Și iată-ne intrând în sala armelor aflată la demisol. Aici ne sunt prezentați câțiva soldați din Oastea Mică. Iar în vitrine 3 spade și un scut. Pe lângă acestea sunt panouri informative cu texte și imagini ce au legătură cu specificul sălii.
Apoi am intrat în sala de sfat și judecată, care este una dintre cele mai mari încăperi ale cetății. Centrul sălii este dominat de o masivă masă din lemn, înconjurată de 24 de scaune. În această vitrină sunt expuse niște documente, steme, vase de lut, ghiulele de piatră și niște vârfuri de suliță. Iar altă vitrină ne prezintă patru arme medievale, o secure, o spadă, un buzdugan și un biș de luptă. Iar cea de-a treia protejează poate cel mai atractiv exponat al încăperii, o armură în mărime naturală. Vizita a continuat cu sala de trecere, o încăpere de dimensiuni reduse, unde atenția ne-a fost atrasă de o vitrină ce prezintă straile unui oștean răzeș. Următoarea sală este Iatacu, sală unde nu sunt prezente alte exponate, ci doar panouri informative de unde aflăm câte ceva despre dregătorii cetății. Intrăm și în camera de taină, o cămăruță aflată în turnul de sud-vest al cetății, încăpere amenajată astfel încât să-și prezinte scopul. O sobă de teracotă, o masă, scaune și câteva manechine aflate la un pahar de vorbă au menirea de a ne transpune vremuri trecute, atunci când aici aveau loc întâlniri și discuții neaccesibile oricărui muritor de rând. Și cu această sală se termină turul nostru de vizitare al cetății Neamț. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă spun la revedere!